Să ne mărească Domnul credința. Amin. Ne vom ruga pentru celele bisericii, pentru cei care sunt cu dizabilități în cadrul bisericii noastre. Uneori pot să vină, alteori nu pot să vină. Sora Dumitru, sora Boloș, fratele Sătmărian, fratele Popremus, sora Livia Stoianov, fratele But Ștefan, fratele Iluț, Florin. Ne rugăm pentru toți aceștia și Dumnezeu să le dea putere și dacă vrea să-i vindece. Sora Violeta Gâlcă, sora Maria Pârghie și toți acei care sunt înaintea noastră, e atât de greu în suferință. Domnul să-i mânghe, familia Sârb, fratele Petru, cu copiii, dumnealui, familia Oarcea, tot felul de situații grele și pline de dureri. Avem încă familia Mareș, care fratele Gabi este îngăduit de Domnul cu sora Rebecca, trec prin încercare și Gabi este încă în spital. Am înțeles că a trecut COVID-ul, dar a rămas, încă este tot intubat. Îl vor transfera într-o secție separată de COVID, dar are nevoie încă de intervenția Domnului. Amin. E stabilă situația, trece spre bine, dar Domnul se îndure să dea îndurare. Am vorbit cu o soră greu încercată zilele acestea, sora Ligia Rauscher, are 4 copii. În noiembrie i s-a descoperit cancer și a făcut tot ce s-a putut. Acum, în august, când s-a dus la analize, plină de metastaze. Să ne rugăm ca Domnul să dea îndurare. Dumnezeu poate să vindece. Domnul să aibă milă. Vă rog să ne rugăm pentru fratele Iosif Ardelean, de la Biserica Baptistă din Viena, are cancer în ultimul stadiu. Dumnezeu să-l întărească în momentele grele ale vieții și să se îndure de ei, să-i mângâie. Domnul să dea sănătate dacă găsește cu al Domnul, acolo de pe marginea prăpăstei te poate ridica. Domnul să ai în vedere toată familia acestui frate și să dea îndurare. Vă rog frumos să ne rugăm pentru fratele Darius, care are cancer. Dumnezeu să scrie viața în dreptul lui. Fratele Ruben Gorcea, Domnul să lucreze, să ne rugăm cu toată inima noastră. Apoi punem înainte Domnului, spune aici un bilet, sora Jenny, să ne rugăm pentru fiul meu care s-a rătăcit de pe calea sfântă. Domnul să-l întoarcă la el. Să întoarcă Domnul pe toți copiii rătăciți. Și nu numai, sunt familii care s-au rătăcit, familii în vârstă. Am mers 30 de ani la biserică, au mers bine, au avut pe inimă lucrarea Domnului și au intervenit anumite faze și au alunecat. Sau tineri care aici s-a cerut binecuvântarea peste ei, în căsătorie, s-au căsătorit, au pornit voios și au intervenit problemele vieții și n-au știut să le gestioneze. Și nu s-au apropiat de Domnul și diavolul a făcut ravagii. Să-i purtăm pe toți în rugăciune. Eu cred că atât cât omul trăiește, merită să ne mai rugăm, merită să mai sperăm. Tu care ești aici, indiferent în ce stare ești, Domnul te cheamă să te pocăiești, să te predai Lui. Domnul este bun, bogat în bunătate și în îndurare. Avem exemple biblice. Dumnezeu trasează o sentință dură și clară pentru Ninive. Nu-i dă din punct de vedere al cuvintelor nicio șansă. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Niciun cuvânt de înviorare, de nădejde, de speranță, dacă, nicio condiție. Și totuși oamenii aceștia au zis, măi, totuși, dacă Dumnezeu ne-a mai dat o zi, hai să o folosim. Și au folosit-o cum trebuie. S-au pocăit. Zice că Dumnezeu a văzut și a mânat mânia Lui și n-a mai pedepsit generația aceea. Deci Dumnezeu are milă. Ahab, unul din împărații care s-a vândut, spune Scriptura, la un moment dat, să facă rău împotriva Domnului și a făcut mare rău. La un moment dat când vine sentința peste el, se zmerește, postește, își ia sacul pe el și aceasta o face cu inimă. Și Domnul vede asta. Zice Domnul Ilie, ai văzut cum s-a zmerit Ahab? Ce-am vestit nu va mai veni în timpul vieții lui, ci în timpul care urmează, că a văzut Domnul că generația de după el nu se va pocăi, nu va ține cont. Și a adus pedeapsă atunci.
Ce mult contează să te poți smeri, să te poți pleca, să te poți recunoaște înaintea Domnului. Oricine ai fi, dacă ești căzut, recunoaște-ți starea, vino la Domnul. Nu te gândi să faci alte lucruri mai rele, nu te gândi până la urmă chiar să spui capăt la zile. Dacă în viața asta nu reziști unde ai binele amestecat cu rău, cum vei rezista dincolo într-o moarte veșnică, într-un chin veșnic, dacă tu te duci de aici prin sinucidere? N-ai nicio șansă decât plâns și scrâșnire de dinți, spune Scriptura, va fi acolo, unde durerile nu contenesc. De aceea, cea mai bună cale este calea Scripturii, pocăința, întoarcerea la Dumnezeu, smerenia, apropierea de Domnul. Doamne, ajută-ne! Ne vom ruga, deci, cu toată inima și cred că putem să facem rugăciunea aceasta pe genunchi, să strigăm către Domnul, să ne smerim înaintea Domnului pentru cererile acestea, pentru pricinile acestea, pentru poporul Domnului, pentru tineret, pentru familii, pentru copiii noștri, pentru cei de aproape sau cei de departe și pentru toți care au fost amintiți și pe câți vi mai pune Domnul pe inimă, puneți-i înaintea Domnului și Domnul să dea izbăvire. Hai să ne rugăm!